Bărbatul se afla internat în spital în comă de gradul 4 după ce a încercat să se sinucidă folosindu-se în arest de obiectele vestimentare. Potrivit medicilor, bărbatul a venit de la început foarte grav, a făcut stop cardiorespirator în penitenciar în momentul tentativei de sinucidere, a fost resuscitat de medici de la ambulanță și a dus la spital în stare gravă, fără șanse practice de a supraviețui. A stat la noi în spital, i-am făcut investigațiile, tomografii, tot ce a trebuit, am constatat că de fapt coma de natură cerebrală prin hipoxie craniană, adică hipoxie cerebrală. Creierul a rămas fără oxigen. Evoluția a fost grea, foarte grea, tot mai rău. De ieri a început o febră mare de tip central, cum se întâmplă în astfel de situații, și azi noapte la ora 11 și ceva a decedat. Autoritățile din Drobeta, Turnu Severin susțin că sunt dispuse să-l înmormânteze pe bărbat în cazul în care nu are cine să se ocupe de asta. Dacă din punct de vedere familial, al relațiilor familiale, nimeni nu îl revendică, vom demara noi procedura de înmormântare. Chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat și omul acesta are atâtea antecedente, este normal și creștinește să fie îngropat. Ion Turnagiu a ucis 5 persoane și a fost condamnat la închisoare pe viață, fiind eliberat după 25 de ani. După ce a incendiat adolescenta, Ion Turnagiu a fost arestat pentru 30 de zile.